Bună ziua și bine v-a regăsit, azi facem activitate nouă. O să vă arătăm cum taie tata la sălci. Eu sunt Ion. Iar eu sunt Florin. Mergem pe aici mai înainte. De vedeți că așa cum cade. Cam așa ceva. Tai stalca. Gata, o coză jos. Trebuie să mă dau pe partea asta lanță. Uite, cam așa ceva. Uite, cam așa ceva. Acestea sunt sălții de pe timpul străbunicu. Pe 30-40 de ani în urmă. Gata, o cuzut pe salca aia lanță, o cuzut în salca asta care o tăiat-o. Peste vreo 3-4 ani o să crească la loc. Uite cum vedeți, mai întâi, mai înainte, mai am tăiat. Mută scara la aici, mai tăiem la aici. Mută scara repede. Mai mutăm scara, mai tăiem la alta. La aia. Care asta? Uite. Aici. Sălcile astea se face de 2 metri. 2 metri jumate, 2 metri. Să facem alte. Uite, acum pornește drujba. O porne drujba. Să mă dau pe partea alantă ca să nu cadă pe mine. Dați un like pentru tata. Cum taie sălcele? Sunt sălce de pe pământul nostru. Le-a plantat străbunicu. Da. Peste 4-5 ani crește la loc, adică trebuie să le tăiem din nou. Să le curățăm. Cam cum e acum, tot la fel. Trebuie să fii foarte atent cum tai sălcele de pe aici, că poți să cazi jos de pe scară. Dar tata e cam atent oricum. Ca să arăt, da? Sau de alea cam tare și nu știu dacă înțelege ceva, de ce vă spun eu. Mă tăiet, mai are vreo 2-3. Mai are. O căzut. Când e lopa, zice. Am dus-o multă scara. Lorin. Am tăiet o leacă. Cam atâta. Mai este leacă de sălci. Cam așa. Aici nu mai puteam să tăiem pentru că este un cablu și să nu-l rupe. Să nu se rupă. Mai este la alt. Mai este la alt vecin cablu. E cablu și poate să rupă. Poate să rupă. Am mai tăiat și aici așa. Așa. Sunt sălci foarte bătrâne. De pe timpul lui străbunicu. Are vreo 50 de ani în urmă, o să vă arăt o fântână. O să vă arăt. Uite, aici e fântâna. Aici e o căleată care dă animalele vara la apă. Scrieți în comentarii dacă vă place cum tăiem și noi sălcile, cum le curățăm. Salca aceasta o crescut foarte mult hămeinea și s-a uscat.
Deci asta nu mai este verde. O să vă arăt cum arată hămeiul. Depinde, acum ai... Ăsta-i hămei. Ăsta. E verde, dar acum pare că e uscat. E uscat cum e iarnă. S-a uscat salca. Uscat în salca și s-a uscat. Săltele astea care le-am tăiat noi acum, o să le punem într-o grămadă și peste un an de zile putem să le ardem când sunt uscate. Vă mulțumim și nu uitați să vă abonați la următoarele videoclipuri. Lăsați și un comentariu, spuneți-ne ce videoclip vreți să mai vedeți. La revedere! La revedere.